Într-o mobilizare fără precedent, membrii organizației PSD Mehedinți și zeci de voluntari au plantat în acest weekend 900 de puieți de salcăm în zona Balotești, în parteneriat cu Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin. Peste 100 de persoane, tineri, adulți și chiar vârstnici, au participat la acțiune alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, senatorul Liviu Mazilu, deputatul Alin Chirilă, prefectul județului Mehedinți Alin Isuf și secretarul de stat Bogdan Simcea. Respect pentru generațiile viitoare, pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri, conducerea PSD Mehedinți a mers în acest weekend și în comuna Izvorul Părzii. 900 de puieți de salcâm au fost plantați în zona Balotești, în parteneriat cu Ocolul Silvic din Drobeta Turnu Severin. Ne aflăm pe raza Ocolului Silvic Drobeta Turnu Severin, în unitatea de producție 7 Balotești, în punctul Neagunea. Avem un șantier de împăduriri pe o suprafață de 2,85 hectare. Împădurile se realizează cu puieți forestieri din specia salcâm. Puieții sunt produși în pepinierele proprii ale ocolului Silvic Drobeta Turnu Severin. Conștiente de necesitatea refacerii suprafețelor verzi din județul Mehedinți, autoritățile județene, alături de zeci de voluntari, au ales, ca și de această dată, să se implice în mod activ în protejarea mediului înconjurător. Acum, în luna pădurii, Partidul Social Democrat a inițiat la nivel național o campanie pentru o Românie verde, prin care și-a propus să planteze peste 500.000 de puieți de diferite specii. Ne-am raliat și noi acestei campanii și am încurajat pe toți colegii noștri din județul Mehedinți să inițieze astfel de acțiuni, primari, consilieri locali. Și prin acest demers al nostru încercăm să încurajăm cât mai multe persoane care în această primăvară să reușească să planteze cel puțin un arbor. Un copac plantat este o sursă de oxigen, curăță pământul, reduce efectele dramatice ale inundațiilor, ține umbra și face răcoare, acționează ca scut împotriva vântului, previne eroziunea solului. Astfel, membrii organizației PSD Mehedinți și 10 de voluntari au plantat în acest weekend 900 de puieți de salcâm în zona Balotești, în parteneriatul lui Silvic din Drobeta Turnu Severin. Astăzi, în parteneria cu RomSilva, plantăm puieți de salcâm, 1000 de puieți de salcâm, și credem noi că este o acțiune reușită, având în vedere că suntem mai mult de 100 de voluntari, membri și simpatizanți ai noștri și nu numai, oameni din zonă. M-am bucurat foarte mult să văd entuziasm, am văzut și foarte mulți tineri, ceea ce este un lucru bun, și nu rămâne decât să îndemn pe toți concetățenii noștri să ne urmeze exemplu, să dească fiecare câte un pom, pentru că este o vorbă veche care spune că dacă vrei să asculți păsările, decât să cumpere o colivie, mai bine să dești un pom. Luna pădurii este marcată de organizația PSD Mehedinți și atrage totodată atenția asupra importanței bogățiilor verzi și implicațiile lor în existența noastră de zi cu zi. Acțiunea face parte din campania națională a PSD, prin care se propune plantarea a 500.000 de puieți. Continuăm activitatea Partidului pentru o Românie Verde. Așa cum bine vedeți, astăzi la această activitate, acțiune de împădurire, s-au prezentat foarte mulți tineri din Partidul Social Democrat și foarte mulți voluntari din satele învecinate pentru a ne ajuta să creăm un spațiu verde în această localitate. Această activitate va continua și în zilele următoare, că 2 săptămâni. Va fi un prilej, a fel ca și până acum, să plantăm mai mulți copaci, bineînțeles că vom plata și pom fructiferi. Prin aceste acțiuni se dorește schimbarea atitudinii oamenilor față de mediul înconjurător și este de datoria noastră a tuturor să protejăm fiecare colț de pădure și să creștem suprafețele împădurite atât în județul Mehedinți, cât și în întreaga țară. O acțiune de mare învergură la nivel național a Partidului Social Democrat, fondul vegetal în general la nivelul țării este afectat și trebuie intervenit pentru a se păstra echilibrul ecosistemului.
Tineretul social-democrat a fost prezent într-un număr mare la acțiune, aceștia fiind conștienți de importanța pe care o are mediul înconjurător în viața fiecăruia dintre noi. Mă bucură faptul că împreună cu foarte mulți tineri ne-am alăturat acțiunii PSDM Headings, prin care am sădit foarte mulți pomi. Sădește, România ne unește, este nu doar un slogan, este o realitate pe care ar trebui să o simțim fiecare dintre noi, pentru că doar împreună putem construi și putem avea un viitor mai curat pentru noi, pentru copiii noștri, și ceea ce este un lucru foarte important. Noi am venit la acțiunea PSDM Headings și suntem un număr foarte mare de tineri, ceea ce este surprinzător, și vrem să motivăm tinerii pentru o natură cât mai curată și protejată. Acțiunea a constat în plantarea pomilor pentru a avea un mediu cât mai curat și mai protejat. Am ajutat la plantarea unor pomi și mă bucur că am venit. Astfel de acțiuni vor continua pe tot parcursul primăverii, reprezentând totodată un gest simplu și necesar al membrilor PSDM Headings și al voluntarilor pentru a scoate în evidență importanța unui mediu curat și aer pur pentru sănătatea fiecăruia dintre noi.